Nepoți căutăm bunici. Împreună pentru copiii cu cancer sau fotbalul, sportul rege. Sunt denumirile proiectelor care vor primi finanțare din partea mediului de afaceri. Liceenii mureșeni care vor să facă ceva folositor pentru comunitatea din care fac parte au acum ocazia să-și pună ideile în aplicare. Ei au participat la concursul de proiecte lansat de echipa Youth Bank, pe teme care răspund unor nevoi specifice din domenii precum social, sănătate, cultură, educație, sport și mediu. 10 din cele 12 echipe care au solicitat finanțare a fost desemnată câștigătoare. Valoarea totală a proiectelor se ridică la 12.000 de lei, a declarat coordonatorul din Mureș, Iulia Oprea. Programul funcționează în trei etape: strângerea de fonduri, concursul de proiecte și implementarea acestora. Pe lângă suma pusă la bătaie, elevii au mai primit 1.500 de euro ca sponsorizare din partea unei bănci. Banii strânși vor fi utilizați pentru finanțarea proiectelor gândite de alți liceeni. Programul a câștigat numeroase premii la nivel național și local, cum ar fi titlul de cel mai bun proiect educațional al anului 2010 la Gala Premiilor în Educație, premiul la categoria Proiecte de Tineret a Galei Societății Civile în anul 2011 și premiu pentru cel mai bun proiect de voluntariat în domeniul tineret la Gala Voluntariatului din 2011. Cele 10 proiecte vor fi implementate în perioada mai-iunie a acestui an.